Și te vei, din păcate, ca și complexul energetic Hunedoara într-o situație fără ieșire. TVR-ul în ultimii 10 ani n-a prea dat dovadă de multă creativitate. În rest, e o gaură neagră. E o gaură neagră care consumă un buget de 3 ori mai mare decât bugetul cumulat al antenelor și al ProTV-ului. 540-550 de milioane de lei pe an buget nu e de aici de acolo. TVR-ul nu are soluție decât insolvența. Oricât s-ar chinui unii mai mult sau mai puțin tehnocrați sau politruci, eu chiar mă bucur, uite, stau și mă uit, că suntem în Calea Victoriei, mă uit spre clădirea din Calea Victoriei să văd dacă vor veni soluții. Mă uit spre deal, n-au de unde să vină soluții. Pentru că 80% din veniturile TVR-ului se duc pe salarii, este inadmisibil. După care, evident, că sunt cheltuielile cu stațiile, cu frecvențele, cu transmisiile, cu emisiile, mai rămân un 2-3% ca să finanțezi formate de emisiuni noi. N-ai cum. N-ai cum să dezvolți TVR-ul. Și nici n-ai cum să dai bani. Cu orice bani care l-ai da, ar fi un ajutor de stat. Și ar fi discriminator în raport cu ceilalți. Sigur, și guvernanții noștri dintotdeauna, în situații de criză, au dovedit că au o imaginație debordantă. Probabil la rectificare prin august-septembrie, dacă mai rezistat TVR-ul până atunci, s-au mai găsit niște sute de milioane de lei, ia de aici, să aveți de salarii. Dar ăsta e un paliativ. Nu rezolvă termen nici mediu și cu atât mai puțin lung soarta TVR-ului. Deci aici trebuie aplicată o soluție radicală, totală, tăiată rău din rădăcină, nu așa pe bucăți. Marea provocare pentru orice administrator judiciar care va veni la TVR e să definească corect și să pună în practică acel scop și acea misiune fundamentală a televiziunii publice de a oferi educație, de a oferi cultură de o manieră acceptabilă acceptabilă de către masă. Aici evident că va depăși competențele profesionale, să spun, ale unui administrator judiciar. Dar el va avea obligația să identifice acei profesioniști din TVR sau alții din afara TVR-ului. Sunt mulți care susțin cauza TVR-ului să constituie un nucleu dur, să spunem, de profesioniști ai TVR-ului care să vină să redacteze acea strategie, acele politici de renaștere a TVR-ului, de redefinire a TVR-ului.